Yes. Start. De când n-am mai jucat eu jocul ăsta minunat. Mă tot uitam pe misiunile astea ale mele pe care le aveam aici și era o misiune specifică cu mineritul. Minereu pentru fierar. Unde am de adus 100 de bucăți de minereu de aur, 100 de argint și 100 de abanos. Și mai am unul care am nevoie de 100 de cupru, încă 100 de abanos și 100 de perle. Se vede că n-am mai jucat de foarte mult timp. La ce curățenie am prin inventar și la cât de mulți bani am făcut. Încă mai am itemele aici. Vai de capul meu. Dar văd că am o grămadă. Hai să mergem să vedem să facem ceva. Rafinare. Dorești să rafinezi pila acum. Așa, nu? Merge boss. Nu merge boss. Hristosul. Așa antic? Și omul. Hai băiatu. Hai să nu. Am noroc la alchimie, cum am și la femei. Așa. Și acum, băieți, dacă tot le-am pierdut, e timpul să mergem să târnăcopim. Să minerim. Cel mai bun loc pe care îl știu eu de minerit este prin templul Huang. Și nu știu dacă se aude ce fac aia afară, că se joacă cu basculanta. Și ca să târnăcopim, trebuie să mergem în map 2 mai întâi, ca să mergem să ne luăm micuneala secretă. Cum mai mergem să ne luăm o undiță, ca să putem să minerim foarte bine. Oh, da, ce dor mi era de asta. Gata, suntem un miner la 4 ace. Cred că v-am mai zis cât de mult îmi place costumul ăsta în combinație cu eșarfa, adică esteticul ăsta e. Și acum ca să fie treaba, o să mergem în Valea Sei. Da, mergem în Valea Orcilor, Valea Sei, Seiun și mergem frumos și căutăm și noi ceva de făcut găuri în el. Rapatapadunga la piratipunga, fiindcă șmecher cine e bun. Pentru mine e cam dimineața după voce. Și e cam ora 1. Scoică! Dă-mi cu acest scoică! Oh la la! Te iubesc! Dacă află bufa mea, am belit-o. Exploatoarea a eșuat! Zici că e Roșia Montană! Doamnelor și domnilor, gameplay excepțional. Unii fac asta vreo 6-7 ore pe zi, cum obișnuiam și o să fac, numai pentru asta. Dar bine, ce drept, pentru minerit trebuie să-ți faci și punctele astea, contează enorm de mult. Cu cât faci mai multe puncte din acelea, cu atât ai șansa mai mare să-ți pice. Fac bani destul de ok din minerit, numai că înainte existau alchimiști pentru fiecare tip de minereu, gen scoică, abanos, lacrimacer și mai nou acum, pentru că pământul se dă în arendă, aparent. Nu mai sunt așa de mulți alchimiști pentru fiecare tip de minereu. Asta înseamnă că ai șansă mult mai mică să nu-ți meargă. Stai, nu. Asta înseamnă că ai șansă mai mare să nu-ți meargă. Uite, dacă dădeai scoicile astea la un alchimist de perle, aveai o șansă mai mare. Nu știu dacă înțelegi ce am zis, că nici eu nu înțeleg. Dă-mi perla ta. Mă ucide ea. Mă ucide ea. Încet. Ne mai uităm o leacă pe TikTok. Poate până mâine fac și eu astea 100 de perle, a? Sus Hristos. Cum am nevoie de minereu de abanos? Sau la cât de retardat? Să rămână și de aici începe exploatarea. Oho, e prima. 30. Îmi trebuie 200. Se pare că nu i-am mai adunat ierburile la biolog. Pe cât punem pariu că ăsta e bot? Aparent nu e. Ups, am greșit. Chat. Wrong chat. Ai apologize. Îmi dai și mie minereu, te rog. Vrăjeala mea tocmai a funcționat. Dar așa de înnorat prin templul ăsta pe aici. Nu e mai nimeni la minerit. Poc, 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 poc. Gameplay fenomenal. Foarte aventură. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, dragi români. Cu sacul legat în spate, cu armele mâini. Fie zi cu soare sau cerul noros. Fie zi cu soare sau cerul noros. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, dragi români. Solo se puede în Johan 5 Cordos.
Am crezut că uită că poate apa stau în șoză și luam repede. Instinctul meu de român. Cade un portofel, cine ajunge mai repede la el, bacteria sau românul? Încă o leacă. Încă o leacă. Nici nu vreau să știu dacă se aude ambulanța aia pe fundal sau nu. Tată, bă, frate, bă, și mie. Poate trebuie să fiu mai impunător. Poate n-arăt destul de feroce. Te mi-a dat două. Așa, mă, tată. Putem să facem 21 de bucăți până se despaunează acest minereu mirobolant. Hai, pisu, hai, te rog, te rog. Măi, măi, cine e zăcământ bun? Cine e zăcământ bun? Păi da, cum să nu? Mai trebuie una? Hai, încă una. Încă una. Hai, ești minereu frumos. Hai că poți. Măi, 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 măi. Sir, can I have one piece? I need for a quest. And we have it. 199. Este, bă, este bunul samaritan. Thank you, sir. Și acum trebuie să căutăm perle. Squeaky, squeaky, squeaky. Uite, squeaka. Primarul 69. Trăiască, domn primar. Bă. Sal. Să mă fu... Unde dracu e, bă, squeaka, mă? Să vedem. Am nevoie de tirnăcop pentru a sparge piatra. Mă întreb dacă târnăcopul meu este pe aici, pe undeva. E vreun zăcămint pe aici, pe care îl pot târnă copii. 3 ani mai târziu, încă caut coicile. Ia, 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 ia. Aaaa, cur, aur alb. Bine că nu-i negru. Unde aș putea să găsesc minere? Ia să mergem prin deșert. Poate găsim ceva prin deșert. Hai să mergem prin map 2, poate găsim prin map 2 pe undeva. Și la cât de mică e harta asta, multă baftă. Știu că pe aici apărea din când în când ceva, dar mai mult de atât nu știu. Dați-vă din calea mea că sunt gata să găuresc pe oricine întâlnesc. Asta nu e un slogan destul de ok, nu? Specialist brutar, ia uite-l. Oho, pașii mi-o lipie de-aia. Bă, glumă, glumă, da. O cam iau un cur? Nu, stai. Mă refer că nu prea găsesc minereie pe aici. Și prin nu găsesc, cred că mă refer la... Nu sunt. A, uite unul. Cupru. Am nevoie de cupru. Dă-l încoace, dă-l încoace, dă-l încoace. A, dă la tata cupru. Asta lovește pe lângă? Heaven, dai pe lângă. Păi normal că eșuează, tată. Sunt o forță, sunt o forță, da, da, da. Mă, dar eu sper că am nevoie decât de 100 de ăștia, nu? Oho, 37. Folosind topităria. Presley, poți fabrica cupru din acest minereu. Și la astea tot topitărie pot să folosesc. Deci dacă vreau să fac acum ceva, trebuie să mă luat topitărie. Da, pare, pare logică. Mă, programul meu mai filmează? Sau filmez, dar nu mă aud? M-am pățit în celelalte episoade pe care le-am filmat până acum. Bine, tot is. Hai cu încăpatul 10. Hai de cul. Diamante. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți. Toată bătaia s-o simt. Simt că lipsește ceva. Am nevoie de o muzică specifică. Băga mea. Chimera Bobo. Chimera Bobo. Argint. Argint. Asta e bun. Nu. Am nevoie. Nu. N-am. Am. Am. N-am nevoie. Am. Nu știu ce se întâmplă pe afară dacă am prea multe ambulanțe trec pe aici. Era mișto să-mi dau 100 de bucăți din prima, știi? Așa cum mi-aș fi dorit să vină și toate cu laptele. Am nevoie de o muzică specifică. O muzică specială. O muzică pentru mine. Nu vă întrebați ce se aude că... Joacă pasta, bă, băiatule! Despre asta e vorba. Rele! Ia uzi. Bine, normal, asta era muzică de Eurotrack, dar... Ce cui pasă? Parcă altfel intră mineritul acum. Hai zi. Și are
Sete. Mâncați-mi pipota ta. De dor și sete. Ia uzi. Curățește scaunul. Ha, mai trebuie o bucată. Dacă dispare asta, îmi bag turneu copul. Respect. Ok, deci hai să facem o recapitulare. Ce am până acum? Deci am... Mai trebuie perla. Mai trebuie să facem rost de perla. Cam rapid recapitularea asta. Auzi. Rău te bate vântul, frate. Mi-e dor de... Da-ți ce ți-e dor, că nu mă înțeleg. Yahoo! Măi, măi. Să comand de lemn abanos, am nevoie de teang de scoici. Mi-e dor de tata. Și lui asta i s-a dus tasul după lapte, vezi? Ia uite-l, ia uite scoicile. Nu contează că a plecat tata cu laptele. Ia de-l mai tare, m-a spărat. Mai a dispărut și teacul. Mi-e dor de mă. Dor de casă. Și acum hai cu toți să facem o horă. Hop. 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 Ia uzi. Măi. Ia uite bă. Ia uite bă. Ia uite-le bă. Bă, deci subestimați muzica de cumătrie. Am strâns minereu pentru tine. Ce mă? Stai. Minunat, ești chiar bun în a procura materiale. Acum fii atent, aici și aici. Și o voi răci imediat. Privește, asta e pentru tine care compezi. Picurint. Mulțumesc, iau înapoi. Ia, uite, pune și un scut. Dacă tot e treaba. Hai, bagă. Fă-l mai mare. Lasă-l așa. Deci mai am nevoie de 100 de aur. What? Bucăți aur, argint și abanos. Putu-ți. Runda 2. Ce zăcământ e ăsta? Negustor ambulant. Urziceni, măi. Șofer. Aia. Te clac. La când te claxonează șoferul? Aia cu șoferul te claxonează, dar... Măi. Ia uite, ți-a plăcut să mănânci pește. Da bă, frate, și mie eu niște aur. Aur. Dacă dispare din fața mea. S-a terminat. Semn că s-a dus deja jumătate de oră. Mai intră jumătate de oră. Muzică de cumătrie. Mai bag oriunde, maestru. Să intre bine așa mineritul ăsta blană. Hai, da de ce? Sănătate, să-mi dea, eu vreau un minereu de aur. Să termin odată. Ia uite pe ăsta, ce ai făcut, mă? Bă, nene, bă. Ia uite! Trăiască fetele lui ăsta. Poate-mi dă și mie una să mă însură. Ursule, pleacă din cămară. Sell poison sewer. Dacă dispare acuză că mă, când mai am nevoie de 4, cred că mă duc eu în topităria aia. Rău mă bate soarta pe mine. Dă bă, frate, alea 4 bucăți, mă. Toliu. Haide, mă, tată, bă, haide odată. Dă-mi odată minereul. Dă-mi-l odată. Bă. Nu mă las, fii antenă, nu mă las până nu găsesc minereul ăla de aur. Bă, frate, dar asta din lemn abanos e țintit aici, că nu se mai duce. Uite aurul, uite la aurul, uite-l și uite și notificările mele de bestii, doamne. Căutar mai sunt. Ia, ce zici? Când îmi dai banii? Am fix 100. Doamne, termin misiunea, fii antenă. Asta e grejdarul, unde e ăla, mă? Ia tătuți. Am minereu, deja ai strâns totul, ha, nu garantez că va funcționa am ajuns la bun sfârșit, îndemânarea mea mă surprinde tot mai des, să vezi ce te îndemn eu. Iată arma ta, e nouă, așa că mănânci-o cu grijă, sabie de argint plus 3, ia-o înapoi, sau nu, ia uite, pentru asta m-am chinuit eu, atâta timp. Bă, experiența de la minerit
E una unică. Nu știu ce să zic, mersi că v-ați uitat la mine cum am găurit aceste minere tot timpul. Nu, stai, ce? Mulțumesc că v-ați uitat la mine cât timp am dat cu... La revedere!